N-am decât să încep cu felicitări echipei, efortul care a făcut, jocul care l-a repetat, pentru că n-avem cum să uităm jocul care l-am făcut cu CFR acasă, unde a fost un joc fenomenal, aproape perfect. Și de această dată, cu schimbări, cu cei care au intrat, care au făcut-o bine, cu ceilalți, cred că ambele reprize care au intrat au făcut-o foarte bine, deci toată lumea a participat așa cum trebuie și n-am decât să-i felicit. Și să ținem tot așa, adică e bine că demonstrăm că avem încăpătat experiență, că avem o mentalitate bună, că dăm tot ce avem mai bun, fiecare jucător care intră face cât poate și lucrul e important. Suntem toți într-o direcție, mergem împreună și, așa cum am zis, să jucăm împreună, să facem lucrurile împreună, să ne luptăm împreună, să fim inteligenți și cred că lucrurile astea s-au văzut pe teren. Rest. Odată iese unul în evidență, odată celălalt, dar eu cred că astăzi și cu CFR și cu Rapid am câștigat la joc colectiv, cred că am făcut diferența. Nu individual, la joc colectiv. Totdeauna o să iasă un jucător dacă jocul colectiv e mai bun ca adversarul, posesia sau presiunea sau defensivul-ofensivul cu tranziție, atunci clar că ai controlul meciului, domini meciul, te impui și bineînțeles că vin toate aceste momente care cred că publicul s-a bucurat din fotbal foarte, foarte bun. Două schimbări la pauză, doi jucători care au marcat. Trei. Pentru că cei care au intrat în ultima perioadă n-au apărut. Lipsa de meciuri s-a văzut în ultimele minute că nu mai erau proaspeți, de aceea și au fost egalați. Și atunci trebuia să aduc prospețime, pentru că ei au făcut-o bine până atunci. Prima repriză bună și ea. Dar ultimele momente a văzut că nu mai au prospețimea dinainte și atunci e clar că trebuia să aduc ceva fizic și mental. Le-am scris dimineața, la antrenamentul de dimineață, când am făcut mental și fizic, dacă cine nu e 100% nu poate să intre și atunci mi-au zis toți, dar cât a putut fiecare. Mai aproape locul 2, după victoria asta? Foarte importantă, meritată și lupta e acolo. Mergem în continuare, sunt 4 meciuri de nivel, sperăm să menținem. Următorul meci e sâmbătă, foarte aproape. Deja de mâine trebuie să pregătim refacerea și, bineînțeles, să fiu inspirat, să vedem ceva. Încă un meci de senzație. Da. Mă bucur. Încă o dată, când spun un lucru, se adeverește. De multe ori, dar v-ați obișnuit probabil cu lucrul ăsta. Pentru majoritatea. Luis Munteanu, de când s-a născut, așa am zis când marca golurile la voluntari, când era mic, și s-a născut să marcheze. Deci e un număr nou clasic complet, se asociază bine, are ceva în plus față de alții pentru că marchează și de la distanță, nu doar din careu, atacă bine spațiile, e periculos și cu capul și la ambele picioare, are execuție. Acum are niște cifre incredibile, de unde le scoate, eu nu știu, cât aleargă și de asta și e în formă și face diferența. Deci, practic, ne-a ajutat astăzi foarte, foarte mult. E în formă și o face bine, bravo lui. Sunteți și dumneavoastră de părere că ar merita să fie la Euro, așa cum vorbea Ciprian Marica? Mă întreb pe mine. E o întrebare periculoasă. Deci, bună, foarte bună, dar periculoasă, iar prefer să mă gândesc la FCSB de sâmbătă. Meciul de sâmbătă, cum îl refac pe Luis, cum îl fac să fie iară cu noi. Nu a fost ușor. La ultimul meci a avut o talpă, o accidentare, dar Luis dă ce are mai bun și atâta pot să spun, restul nu-i treaba mea. Dar credeți că ar merita o șansă la Fiorentina? Iar revenim să vă spun ce v-am zis înainte, să vă aduc aminte. Jucătorul când e cu mine, sunt responsabil de forma lui, de cât dă, cât face, dacă... Când pleacă, nu mai antrenez eu, nu mai fac eu lucrurile, nu mai sunt eu acolo, nu că vreau să mă fac, dar n-am cum să dau răspuns. Dar e imposibil, vă zic, nu de el. Cu tot respectul pentru oricine, cât am fi, am o singură
Nu poate ca un copil de 17-18 ani să joace la echipa campioană a României așa de bine, să fie cel mai bun jucător din play-off, să ducă la o echipă în Olanda, care îl are trucadare, și să nu joace nici măcar 30 de minute. Scuzați-mă. Cu tot respectul care e, dar eu o văd imposibilă. E ceva care nu înțeleg din fotbalul care a ajuns. Adică n-are cum. Care e la luptă național. Vine, ne-a antrenat, aduce gol la dat. Deci scuzați-mă, cum să nu poată să joace 30 de minute la o echipă care se bate la retrogradare sau e retrogradată? Scuzați-mă. Nu există... Eu nu găsesc răspunsul și sunt și eu în fotbal, am jucat fotbal, sunt la nivelul care sunt, antrenez, sunt manager. Mai ales, sunt manager și am tot dreptul să spun lucrul ăsta. Că sunt manager. Am crescut jucători, am făcut jucători, am băgat, nu poți, dar nu există. Înseamnă că ceva e în neregulă. Adică pe tine te vreau și pe ăla nu-l vreau. Astăzi am chef să-l bag, mâine nu te bag. Și așa e. Că jucătorul român, cred eu, că cred din punctul meu de vedere, i-a scăzut cota. Noi trebuie să lucrăm la lucruri importante în România dacă vrem să ieșim iar în lume, în Europa. Și vă zic de nu știu câte ori. Acesta e scopul. Cum facem să mergem iar acolo? Cum facem pe acești copii să creadă, să facă lucrurile cum trebuie? Asta e întrebarea care o pun și cu asta mi-închei. Pentru că nu vreau iară să devin că eu am un monolog, că fac nu știu ce, dar toată lumea să nu uite un lucru. Sunt implicat, produc, muncesc de 14 ani în fotbal românesc. Și nu cred că e ceva când muncești. Am coborât de la nivelul care eram, am venit în România la nivelul care e, că și eu sunt aici. Mai mult ce să fac? Cred că numele meu creează în Liga Națională a României ceva să fie Hagi pe bancă, la echipe. E un brand mare, cel mai mare, sau cum se spune, pentru că cel mai mare, zic că cel mai mare. Că dacă căutați pe alea, ci că 60 de milioane. 60 de milioane, ci că dacă dați brand global, nu românesc, brand global, Faro are un brand global acum. În toată lumea. Păi scuzați-mă. Sunt aici, înseamnă că am făcut și o liga importantă. Și cât câștig? Ultima. 500 de euro. Nu, am bonusuri. Am bonusuri. Mai mult. Pentru că mi-a plăcut copiii, îmi plac copiii, le-am dat o șansă și lucrez cât pot cu lucrul ăsta și voi vedea ce-i face, dar nu-mi pare rău ce am făcut. E, încă o dată vă zic că am făcut cel mai mare lucru de când m-am lăsat de fotbal. Așa cred eu. Pentru că am făcut ce trebuie. Am venit acasă, unde am crescut, cine m-a crescut și acum sunt, m-am întors și am cel făcut ceva. Adică, ce am făcut? Am ieșit campion după 100 de ani. Faro e campioană. Domnilor, se trece prea ușor de anumite lucruri, anumite momente. Și vrem să facem ceva bine și cu un fotbal bun și cu nu foarte mulți bani și cu un fotbal bun și jucăm fotbal ca lumea. Dar cam asta e. Restul, ce să... Sunt fericit, atât vreau să vă spun. Restul nu vreau să trec în partea elaltă, că oricum fac ce îmi place, o să o fac, dar eu nu vreau să... V-am mai spus, nu-mi plac partea administrativă niciodată. Eu am partea tehnică și voi rămâne în ea. De aia cred că sunt abilitat, pot să dau din când în când o părere, pot, că am văzut că ce-ți văd și ce se scrie, că nu prea mai am voie să vorbesc. De ce vă mirați? Că așa e. A, nu citiți știrile? Că nu mai am voie să vorbesc. Sau vorbesc prea mult? Eu. Scuzați-mă, nu m-am dus, nu vorbesc la niciun post de televiziune, să vorbesc în fiecare zi. Vorbesc din când în când. Restul sunt la muncă. Sunt pe teren la muncă. Și muncă gratis aproape. De a forma, de a crește, de a dezvolta. Și n-am dezvoltat? Vă las pe voi să dați răspunsul încă o dată. Dacă eu n-am dezvoltat jucători, n-am făcut jucători care s-au dus la cluburile, care s-au dus cei mai buni, sunt cei mai buni. Scuzați-mă.
la cei mai buni. În România totdeauna au fost cei mai buni. Toți jucătorii mei care i-am făcut, care i-au cumpărat, au ieșit cei mai buni. Tănase, Coman, Mitriță. La noi care a venit, a excelat. Când s-a dus în altă parte, au devenit cei mai buni. Cu ce am greșit? Dacă își duc cu rei, joacă la Ocluș, i-am făcut un bine. I-am făcut un bine, joacă titular la Ocluș. A venit cu noi, s-a antrenat, a învățat multe și joacă la Ocluș, titular. Dar nu e greu. A fost greu. Cu Băluță, cu Nedel, cu Gramenii, i-a fost greu. Am câștigat campionatul, am trecut, unde am jucat fotbalul care l-a zis ultime două etape. Unde i-am mâncat pe toți, i-am bătut, i-am nimicit. Nu vreau să zic, nu. Chiar am jucat fotbal și fotbal adevărat. Dacă... Ăștia suntem, da.